și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi o să vorbim despre o carte care mie mi-e foarte dragă, o carte care mi-a plăcut foarte mult și o carte despre care așteptam să vorbesc de multă, multă vreme. Este vorba despre Singura amintire a Florey Banks, Emily Barr, recent apărută la editura Epica. Motivul pentru care aștept de ceva vreme să vă vorbesc despre ea este faptul că eu am citit-o în vară, cred, prima dată. Spun prima dată pentru că eu am tradus cartea asta, așadar, evident, am citit-o de mai multe ori. Este a doua carte pe care eu am tradus-o, dar a treia traducere publicată, pentru că s-au decalat un pic lucrurile și promit că este ultima în perioada următoare, nu vă mai spamez cu nicio traducere, pentru că o să iau o pauză până spre finalul anului, dar sincer de-abia aștept să văd ce altceva pot să traduc. Până una alta, haideți să vorbim despre cartea asta. A ajuns în topul cărților mele preferate din 2017, dacă ați văzut acel videoclip, dacă nu o să las linkul mai jos. Pentru că, într-adevăr, mi-a plăcut extraordinar de mult. Este o carte pentru adolescenți, dar este o carte care pe mine m-a prins foarte tare și cumva la fiecare lectură îmi plăcea din ce în ce mai mult. Înainte să vă spun exact de ce, haideți să vă spun mai întâi despre ce este vorba. Practic, cartea urmărește povestea Florey, o adolescentă cu mari probleme de memorie, în sensul că ea are o boală, în sensul în care ea are o formă de amnezie un pic ciudată, memoria ei se resetează odată la ceva vreme, intervalul respectiv fiind unul foarte strâns. Exact, ea are amintiri doar până pe la vârsta de 6-7 ani, dacă mai ține bine minte, apoi lucrurile se schimbă brusc și toată perioada de la 7 ani până la 16 sau cât are acum, efectiv este un haos de frânturi, de crâmpeie, de lucruri pe care ea le ține minte o perioadă foarte scurtă ca mai apoi să le uite. Știe cine îi sunt părinții, știe cine este fratele, știe cine este prietena cea mai bună, dar cam atât. Toate celelalte lucruri trebuie să le reînvețe de fiecare dată. Din acest motiv, toată casa ei este tapetată cu notițe, însemne, bilețele, scrisorele prin care trebuie să-și aducă aminte de lucruri cele mai banale, cum ar fi care este cana ei, de exemplu. Dacă lucrurile nu sunt suficient de rele, fratele ei este și la rândul lui bolnav de o altă boală de data asta, astfel încât părinții ei la un moment dat trebuie să plece din oraș și o lasă pe Flora în grija prietenei cele mai bune. Problema este că ceva se întâmplă în momentul dintre deschiderea acestei cărți și momentul în care părinții ei pleacă. Mai exact, Flora se întâlnește cu un băiat pe care îl sărută. Practic, întreaga carte pornește de la faptul că acest sărut este singurul lucru pe care Flora îl ține minte. Și este singura ei amintire, practic, pe care o are și este singura amintire de care ea se agață. Da, exact asta urmărește, modul în care ea se agață de această amintire și modul în care încearcă să deslușească sentimentele pe care le are față de Drake și în care încearcă să deslușească această relație care s-a născut între ei, pentru că, evident, vă puteți da seama că nu este o relație tipică. Cartea este plină de îndoieli, plină de amintiri, plină de confuzie, foarte multă confuzie. Și de asemenea, la un moment dat, cireașa de pe tort, printre toate aceste lucruri abstracte, avem un lucru cât se poate de concret, și anume o călătorie până la capătul lumii aproape, până deasupra cercului polar, descrisă foarte frumos din punctul meu de vedere, așa că dacă aveți dor de ducă, cu siguranță asta o să vă ajute tare, tare mult. Bun, cam asta este plotul în linii mari, fără să vă dau prea multe spoilere. Acum haideți să vă spun de ce mi-a plăcut mie atât de mult cartea asta, pentru că v-am zis, mi s-a părut absolut minunată. În primul rând, da, este o carte de adolescenți, dar nu este genul ăla de carte de adolescenți care nu poate fi plăcută și de oameni de alte vârste. Este scrisă frumos din punctul meu de vedere și deloc clișeic, pentru că nu este o poveste pe care eu să o fi auzit foarte des. M-a dus cu gândul la filmul Memento, dar ca vibe este cu totul altceva. În al doilea rând, mi-a plăcut foarte mult de Flora, dar recunosc că de Flora mi-a plăcut din ce în ce mai mult pe măsură ce reciteam cartea. Eu am citit-o de vreo 4 sau 5 ori în total, cred, pe măsură ce o editam, o traduceam și tot așa. Și de la fiecare lectură îmi plăcea de ea din ce în ce mai mult. Este o persoană care nu știe multe și cred că tocmai de asta, tu ca cititor, este imposibil să nu empatizezi cu ea foarte tare, să nu-ți fie milă de ea din multe puncte de vedere, să nu o încurajezi să meargă până la capătul lumii, la propriu, ca să obțină ceea ce vrea. Este un personaj de care efectiv ți-e milă din multe puncte de vedere, dar nu este neapărat un pity party, pentru că Flora este și foarte puternică. Pe mine m-a intrigat și mi-a plăcut foarte mult curajul de care ea dă dovadă, pentru că nu știu în condițiile ei, în situația ei, câte persoane ar reacționa în felul ăsta. Chiar este o dovadă foarte mare de curaj și de inconștiență, dar de o inconștiență foarte frumoasă la urma urmei. Iar lucrul care mi-a plăcut cu siguranță cel mai mult este relația pe care ea o are cu fratele ei, cu Jacob, pentru că
Jacob, de exemplu, deși din umbră, pentru că nu-l vedem pe el foarte tare, o încurajează extraordinar de mult pe Flora și este stâlpul ei de sprijin și este acolo pentru ea, deși este departe, deși este în Paris, cumva prezența lui este foarte puternică din punctul meu de vedere. Este o relație foarte frumoasă și, din nou, cred că dacă aveți frați sau surori, cu siguranță veți putea relaționa și cu partea aceasta din poveste. Și ca bonus strict personal, ce mi-a mai plăcut mie este setting-ul de la un anumit punct încolo, pentru că, așa cum v-am spus, la un moment dat există o călătorie deasupra cercului polar într-un orășel mic, foarte aproape de un orășel în care eu chiar am fost. Și momentul în care Emily Barr descrie tot acel peisaj și descrie fiordurile Norvegiei și tot așa, cumva a strânit în mine niște amintiri foarte frumoase și m-a dus pe mine cu gândul la toamna aceea pe care am petrecut-o la Sandra, în Tromsø, unde e cu tot o altă lume, deasupra cercului polar este o cu tot o altă lume. Așadar, sunt și motive personale pentru care mi-a plăcut. Motivul profesional pentru care mi-a plăcut această carte, în schimb, a fost partea de traducere, evident. Trebuie să recunosc că dintre toate traducerile pe care le-am făcut până în momentul de față, 3 la număr, nu sunt foarte multe, asta mi-a plăcut însă cel mai mult din punctul de vedere al procesului de traducere, pentru că este ușor mai tehnică, mai matematică oarecum. Dacă până acum cărțile au fost oarecum poetice, asta nu este. Nu este același limbaj poetic pe care l-am găsit eu în celelalte două cărți, ci mai degrabă este unul oarecum matematic, în sensul în care, ia uitând atât de mult, o să vedeți că sunt multe pasaje care se repetă. Nu foarte multe, dar destule. Și care se repetă cuvânt cu cuvânt aproape. Pentru mine a fost o chestie foarte drăguță ca traducător să reușesc să prind toate pasajele astea, să fiu foarte atentă la toate subtilitățile limbii și la tot ce se repeta de la un paragraf la altul. Sunt lucruri care se repetă la începutul romanului și apoi de-abia la final. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, pentru că v-am zis, efectiv mi s-a părut dintre toate traducerile pe care le-am făcut până acum, că a fost cea mai tehnică și cumva pentru creierul meu de lingvist asta a mers foarte bine. Este o carte foarte frumoasă, v-am zis, este o carte foarte emoționantă din multe puncte de vedere, dar este și o carte care te încurajează să te duci, să-ți urmezi calea și visele și dorințele, chiar dacă toată lumea spune că nu este deloc cea mai bună idee. Este o carte despre oarecare inconștiență, dar o inconștiență justificată din punct de vedere medical în cazul ăsta și este o carte foarte frumoasă despre familie și despre relațiile dintre membrii familiei. Eu o recomand cu tot dragul, i-am dat 5 stele din 5 pe Goodreads în momentul în care am citit-o. V-am zis, a intrat în topul cărților de anul trecut și nu se putea să fie altfel. Vă recomand dacă sunteți copii, adolescenți sau adulți și dacă aveți chef de o aventură nordică din multe puncte de vedere, emoționantă din alte puncte de vedere, asta este cu siguranță cartea pentru voi. O recomand absolut tuturor. Bun, cam asta este părerea mea despre Singura amintire a Florei Banks de Emily Barr, apărută la noi la editura Epica. Evident, nu se putea să încheie acest videoclip fără să organizez și un concurs. Cei de la Epica au fost foarte drăguți și mi-au mai oferit două exemplare pe care eu, la rândul meu, să vi le ofer vouă. Practic, tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la acestui canal și să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți până unde ați merge voi pentru visul vostru, la propriu sau la figurat. Cât de departe ați merge voi ca să vă îndepliniți dorințele. Concursul este deschis până pe 28 aprilie, urmând ca apoi să extrag și eu câștigătorii. Până una alta, sper că v-a plăcut acest videoclip, dacă da, dați-mi un thumbs up. De asemenea, nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe de mai jos, ca să fiți la curent cu toate videoclipurile. Și nu uitați că în plus de subscribe, trebuie să apăsați și pe clopoțelul ăla ca să primiți notificări de fiecare dată. Până miercuri, când ne vedem cu un clip scurt, dar un clip surpriză, nu uitați să citiți cât se poate de mult și să-mi spuneți mie ce mai citiți. Bye!